Ascultați Radio România Actualități, este 11 și 30 de minute și este vremea să ne reîntâlnim cu un alt om poveste. Așa cum anunțam încă de la începutul emisiunii, invitatul de astăzi este Adrian Nour. Transmitem live pe pagina noastră de Facebook România Actualități. Haideți să vă alăturați discuției noastre prin comentarii și întrebări pe uh, pagina România Actualități. Clubul Prietenilor de la 10 s-a redeschis pentru uh, Adrian Nour, care a testat deja ceva mai devreme căștile, să știi că poți să ți le păstrezi, Adi, da. dacă te te ajută. Oricum vorbeam ceva mai devreme, e o listă lungă în dreptul numelui tău. Actor, muzician, dansator și ai, ai spus profesor de step, aș completa cu om de radio. Ah, <laughs> nu, nu, nu? Nu, 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 Adică e o chestie nouă pentru mine, dar încă nu pot să spun că sunt om de radio. Îți place? Îmi place. Să fii om de radio? Da, dar eu sunt acolo mâna dreaptă la noi în emisiune. Ernest e the main character. Da. Și eu ă, ă, sunt aghiotantul lui, încă învăț să, să fac radio, dar nu, mă rog, nu, nu consider că fac Deci radio. ștergem om de radio da, ștergem, ștergem om de pe această listă. ștergem, de radio, copil de radio. Copil de radio? Da, cred că e mai <laughs> Ucenic bine. În, <laughs> Ucenic în acest domeniu. Să știi că e o meserie foarte frumoasă, mie îmi place foarte mult, mă refer la uh, omul de radio, dar cred că la fel de frumoasă uh, e și meseria de actor sau de muzician uh, sau de dansator. Păi, da, îmi place să fiu pe scenă, îmi place să fac muzică, să dansez. Să... Deși la început, altul era visul meu. Voiam să fac filme, să fiu regizor, regizor. de filme, da, 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 da. Prin liceu, așa m am hotărât și. Și de ce nu s-a legat? Nu s-a legat pentru că n-am avut încredere în, în facultatea de stat. Auzisem. Cu o Serios? facultate privată e mamă, ce e trebuie. Tare? Da, e cea mai tare, era pe atunci nu știu dacă mai există, universitatea media, și aveam niște cunoștințe care aveau copilul acolo și m-au făcut să visez că ăla e locul unde trebuie să fiu eu și m-am dus am intrat, dar bineînțeles că n-am avut bani să plătesc taxa. Era destul de mare atunci și după un semestru am renunțat. Pare da. surprinzător pentru că în acea perioadă, dacă mi-aduc foarte bine aminte, probabil că noi avem, suntem ca aceeași generație, toată lumea căuta facultățile de stat. Mi-ai prăbușit, s-a prăbușit universul da. când spui că... e singura persoană care spui că o facultate de, de stat nu că n-ar avea performanțe. Sunt convinsă că au ieșit specialiști din ambele instituții, și private, și de stat. Să um, asta mi-ai dermat a... universul, îmi Făcea... te recunosc. Cursurile se făceau chiar în Buftea, în studiourile Buftea oh. și uh, profesorul era Ra Radu Muntean. Ce să zic, am fost în clasă cu Radu Jude, cu... adică erau, au fost niște studenți bune acolo. Am mai convins. Da, da, da. Deci și a fost convins. chiar interesant, mi-a mi plăcut foarte mult. Numai că după un semestru N-am dat seama că n-am cum să plătesc taxa și uite așa, aia. Visul de a deveni cel mai bun regizor s-a spulberat. Da. A rămas și... undeva acolo în sufletul tău? N a rămas, da. Și uite acum când îmi fac uh, videoclipurile mele, mă ocup și de partea asta de regie. Adică. Eu chiar uh, continui să cred că la un moment dat o să. Știi o că să niciodată fac un film. nu trebuie să spunem niciodată. Da. Adi, fac echilibristică pe o graniță foarte fină între teatru și film. Tu ai spus asta și eu te întreb da. acum dacă ți iese de fiecare dată. Nu mai fac echilibristică, acum fac mai mult teatru și muzică, film, aproape deloc. Nu prea, nu prea sunt chemat la castinguri, nu știu ce se întâmplă. <laughs> Nu-i fi bun pentru treaba asta. Uh, am, am, am avut o perioadă în care am făcut și reclame. Îmi plăcea la filmare, dar uh, recunosc că uh, tot uh, în spatele camerei parcă mă, mă vedeam. Acum îmi place foarte mult la teatru, îmi place foarte mult să performez, să fiu în spectacole de orice fel. Ce fel de spectacole? Știi că atunci când se schimbă anul, se schimbă și dorințele oamenilor, se schimbă și planurile lor. No, Devenim la tine no. cum e? La no. mine a rămas musicalul, pentru că le are pe toate. Sunt musicaluri în care trebuie să cânti, să joci, în primul rând să dansezi și acolo pot să le fac pe toate și cred că. Sunt bun la asta și doresc să fiu în cât mai multe. Ce? Și o să urmeze câteva muzicălor importante, dar. O să-mi spui, A, măcar... Aș no, vrea să-i okay. las pe producători să anunțe că. <laughs> da, că... da, da. Dar da. să știi că citesc în ochii tăi această clipire, deci e clar că pregătești da, ceva, e ceva foarte frumos, frumos, nu? Frumos, da, da, da. Și pe lângă a, aceste spectacole noi sunt cele. Na, care se joacă deja. Am reluat în sfârșit și mama Mia, după pandemie, după vreo 2-3 ani, 3 ani. Și a fost foarte, foarte te tare. Te regăsești de fiecare dată în, în, acest spectacol, așa -i? Da, da, și e echipa foarte, foarte, foarte bună și ne înțelegem foarte bine. povestește cum e o zi de la repetiții pentru acest spectacol. Și după aceea o să te întreb cum e pe scenă. Păi avem repetiții de regie, repetiții de coregrafie, Uh, care sunt cele mai grele? Cred că cele în care trebuie să repetăm dansurile, pentru că sunt foarte mulți oameni și fiecare are traseul lui și trebuie să nu ne ciocnim și să ne ținem locul și să, mă rog. Adică și dacă a... unul greșește... Ce se întâmplă? <laughs> Ce se se, se creează un pic uh, balamuc? Se oprește, se ia de la început. Vă enervați foarte tare atunci când no. cineva greșește? Dacă greșește de 3-4 ori în același loc, <laughs> e un pic enervant. Dar asta îmi place că suntem o echipă frumoasă și, și trecem peste lucrurile astea ușor și cu zâmbetul pe buze. Ce momente amuzante, demne de povestit la un post de radio se întâmplă în timpul unor repetiții? <sighs> Mamă, se întâmplă multe. Acum la, am, tot am vorbit de mama mia, asistam la scena dintre Dona, Tania și Rosie. Da. Și Ecaterina Ladin trebuia să o prindă pe Anca Țurca și într-o priză și n-a de fapt trebuia să o scape, numai că Anca nu se aștepta să o scape da. în momentul ăla <laughs> și a căzut Așa că așa cu fața, cu fața, pe podea și a făcut o pauză, nu s-a mai mișcat de acolo, am crezut că și-a rupt dinții cel puțin și după care ne-am liniștit pentru că am văzut-o că se zguduie de râs acolo de fapt pe jos și ăsta a fost un moment amuzant. A fost unul, acum, acum e amuzant, dar atunci ne-am cam speriat, s-a întâmplat ceva pe scenă, Horia Brânciu mi-a dat o palmă <gântu -i> și nu trebuia să se întâmple asta, a rămas blocat da, -a. pur și simplu. T a luat așa prin da, da, da. Pe Și pe el nu se a aștepta să facă chestia asta, a fost așa la limbă Mi-a atins și la valiera. A durut? Nu, 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 abia am atins, dar a fost uh, surprinzător. Mi-ar plăcea să, să asist într-un fel undeva, într-un colț la asemenea repetiții și pe, în timpul spectacolelor, cum depășiți astfel de momente? Sunt convinsă că oamenii nu sunt perfecți, nici măcar actorii, nici măcar dansatorii, nici coregrafii, nici regizorii și se întâmplă uneori, insesizabil poate pentru noi cei care vă urmărim în sală, lucruri care nu se desfășoară conform planului. Păi chiar acum la primul spectacol, de după pandemie, am avut o problemă cu... Nu, la al doilea. Am avut o problemă cu lavaliera, nu funcționa și era intrarea celor trei uh, tați. Și am intrat în scenă, mi-am dat seama că nu mă aud și la sala palatului, dacă nu ai lavalieră. nu te auzi de deloc. Nu? Adică da. cei din primele rânduri înțeleg ceva, restul... Și m-am apropiat de Horia și am stat lângă el să vorbesc în la valiera lui și nu... Și <laughs> nu de văd de așa Așa, <laughs> exact, a fost un pic ciudat. Mă mai deplasam, știam că vine replica mea, mă întorceam lângă el și luam în brațe și vorbeam foarte de aproape, așa a fost un pic... Dar după asta, după... Atunci a apărut o veșnicie, dar după vreo 30 de secunde s-a remediat problema și A am, realizat am și Horia de ce era îmbrățișat? Da, păi el a fost primul care s-a apropiat de mine, m-a auzit eram lângă el, m-a auzit că, nu, că nu, nu sunt amplificat și a venit el primul lângă mine și... Știi că foarte mult contează uh, privirea unui om. De fapt, cred că acest lucru se regăsește în orice tip de relație, fie că e relație de căsnicie, relație de serviciu uh, sau relație profesională între doi actori pe, pe scenă, contează mult să te înțelegi din priviri, pentru că în cazul pe care tu l-ai povestit ceva mai devreme, era foarte complicat să spui că nu îți merge uh -huh. la valiera și uh, cred că până la urmă Liantul ăsta care adună oamenii, care creează acea chimie între oameni, este foarte, foarte important. Și vorbeai despre echipă, dar dacă uh, vorbeai și despre prezența sau intrarea în scena celor doi ta trei tați, uh, am spus doi pentru că mă gândeam la fetele tale, sunt două, deși s-ar putea să fie o premoniție, nu se știe. Uh, Sofia Maria și Ana Maria, nu? Da, da. Le-ai transmis și lor talentul. Cel puțin fica ta cea mare a fost pe scenă, nu? A fost, a fost. Uh, jucam în Royal Fashion la Teatrul Național de Operetă și uh, acolo aveam o scenă în care era nevoie de niște prințese și fata care interpreta rolul a crescut destul de mare și au avut nevoie de o fetiță care să semenea prințesă și uite că le-am prezentat-o și a ajuns pe scenă. Și atunci opereta avea scenă la Teatrul Național și a fost na, ceva foarte, foarte important pentru ea și emoționant. Și nu, o să, nu cred că o să uite vreodată Alea. Cred că nici tu nu o să Niciu. o dată. Am două întrebări pentru tine, Adrian, dar aș vrea să le reamintesc celor care ne ascultă că Adrian Nour este invitatul de astăzi, actor, dansator, muzician, o listă lungă de abilități. Transmitem live pe pagina noastră de Facebook. Vă puteți alătura discuției tot acolo în, în comentarii. Și apropo de fetița ta, prințesa pe care s-a urcat sau pe care ai urcat-o atunci pe scenă, am două întrebări. Ce spun fetele tale când te văd pe scenă? Și ce spui tu când o vezi pe ea pe scenă? Mă refer la când ai văzut-o pe scenă, la fetița ta cea mare. Uh, păi am avut foarte, foarte mare emoție. Adică recunosc că mi-era teamă că nu o să intre când trebuie, trebuia să intre pe heblu, să se pune, să se pune exact unde trebuie în chiul de lumină. Și eu trebuia în timpul ăsta să mă schimb, nu puteam să stau uh, și apelam la colegi, ajutați-vă voi, aveți grijă să ajung acolo. Și am avut, cred că, mai mari emoții decât uh, atunci când am intrat eu în scenă. Aveam emoții pentru ea și m-am bucurat uh, foarte mult atunci când am văzut-o la aplauze, a, -a, a ieșit cu ceilalți copii la aplauze și prima, prima dată au venit și colegii de clasă și au adus flori, a fost, a fost foarte frumos. Dar atunci eram micuță, acum e... În clasa clasă șaptea. Mulți înainte, e mare da. <laughs> Adi, și când ele te văd pe scenă, păi, când le simți sunt acolo în da. ești mai emoționat decât în mod normal? Da, 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 da. mai ales că cea mică mă ajută să învăț textele pieselor și îmi spune după asta, vezi că ai greșit la piesa. Ai spus, nu știu, cum în loc de. Da, dar poți să cânt și fără ou. Oh să spun direct cuvântul Ai aici. șefa deja, șefa te de acasă Da, 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 și stă te cu textul penalizează. în față și mă corectează, mă verifică Vreau să ne reîntoarcem, Adrian, la emisiunea pe care o, realizăm, o realizezi aici mm. la radio Duminică, 18.30 18, 18, 30, 18 și, 10. 18 și 10, Pur și simplu Pur și simplu, dar dar. Dar. înainte de, de a vorbi despre și de a intra efectiv, vreau să intrăm în culisele aceste emisiuni. Aș vrea să o salut pe doamna Vera Nicoleta din, de pe Facebook, care te întreabă la Teatrul de Operetă București în ce spectacole te putem vedea Adrian. Uh, bonjour, Bonui Paris, Kiss Me Kate. Uh, Am văzut Kiss Me Kate e da. senzațional, da. Da, da. da. Uh, Jack Jack Spintecatorul musical. Da. Um, acum am avut premieră cu Secretul lui Marco Polo și uh, preferatul meu recunosc că Next to Normal. Sper că doamna este destul de mulțumită și că va bifa aceste spectacole de la teatrul de, de operetă. Intrăm în culisele acestei emisiuni de duminică, o emisiune interesantă, o emisiune de umor, care presupune și rol de producător până la urma urmei, pentru că trebuie să alegi invitații, trebuie să te documentezi. E provocantă pentru mine această meserie. Spune pentru tine cum e. Um noi am mai avut o experiență aici la Radio România Actualități acum uh, câțiva ani. Uh, făceam tot cu Ernest Fazecaș uh, fără legătură, numai uh, că nu aveam invitații, ne ocupam noi de tot, făceam tot felul de scenete și uh, monologe și acum avem un invitat cu care vorbim despre orice despre ce vrea el, dar despre ce vrem și noi avem tot felul de rubri, rubricuțe amuzante cu întrebări care mai de care mai năstrușnice momente muzicale partea cea mai grea e asta cu găsitul invitațiilor cu disponibilitățile mi-a căzut mie în treaba asta ce să zic? Dar îmi place. Îmi place foarte mult. Ce invitat pe care l-ai avut te-a fascinat cel mai mult? A, ah, păi, toți au fost... Toți. Da, da, da. Mm, nu știu. Acum îmi vine în minte magii tot, pe care îl știu de foarte mulți ani și uh, cu care am povestit de o duroaie de chestii dar el e un tip mai special așa, nu știu, și aici, am fost și noi foarte degajați atunci Am înțeles, Emisiunea mai asta... am o întrebare da. așa, profit de faptul că vii și realizezi o asemenea emisiune aici la Radio România Actualități Spunem ce ți se pare mai greu în această meserie? Uh... ce e mai greu de făcut? Uh... Să-i faci pe oameni să vorbească despre, nu știu să fie să se relaxeze, să se simtă bine în studio, nu știu. Da, ti ție iese foarte bine. Mulțumesc adică frumos! De da. obicei, în emisiuni sunt foarte, foarte arici, așa și nu, nu mă deschid. Cred că asta e. nu știu. Deci, să-l să faci pe cel din fața ta da. să-și deschidă sufletul. Da, da, da. E cred că până la urmă și o artă, și mai cu seamă ține și de personalitatea celui pe care îl, îl inviți Adiana, am și o provocare. Nu te-am anunțat înainte. Nu o să mă supăr dacă nu accepti dar vreau să profit de faptul că ești pe lângă dansator și profesor de step și de talentul tău muzical. Așa că dacă ceva mai devreme vorbeai despre rolurile tale de la Teatrul de Operetă aș fi foarte bucuroasă dacă aș auzi măcar o frântură dintr-o piesă nu neapărat din rolurile pe care le-ai făcut acolo, ci mai degrabă o piesă pe care o ai așa în suflet. Păi, uh, uite, pentru că am alergat până aici ca să nu uh, întârzi zi, și ai venit la timp și mi-e foarte cald acum. Să dăm drumul la aer. O să te vă... <laughs> un pic, o -o... Răzvan, care este în spatele camerei de filmat, dar uh, promit că nu o să ținem foarte mult uh, aparatul de aer condiționat pe vă... rece. dar Fredonez trebuie să vă predonez un spe... pic uh, da. din uh, Kiss Me Kate, piesa, piesa pe care o cânt acolo. E mult prea cald. E mult prea cald Aș bea ceva Cu iubita de Swing aș dansa Cu iubita de sat Aș bea ceva cu iubita de Swing aș dansa cu iubita de seară Dar nu sunt bun de nimica de seară Pentru că e mult prea cald Iar scena Văzută de undeva, de pe un scaun din sală, sunt actorii care sunt efectiv stau pe podea, exact. își fac vânt, sunt fetele îmbrăcate în costume incredibile, culori tari, culori frumoase și ceea ce s-a auzit acum pe radio se aude și în acest spectacol pe care îl recomand. Poți să închida aerul condiționat, da, 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 deja Răzvan și-a dat și el căștile jos, <laughs> deci e clar că e. a fost doar pentru... pentru... Interpretarea. E doar un rol, până la urmă. Da. Care este rolul care ți se potrivește cel mai bine în viața de zi cu zi? Adică, probabil că nu mai trebuie să înveți replici, nu mai trebuie să fii atent la partener dacă se încurcă sau nu, și nu mai ai nevoie de la valier. Păi, cred că rolul de tătic Eram sigură. Da. Ăsta ne ocupă tot timpul. Te regăsești și... în fetele tale? Da. Da. Seamănă cu tine, cu vremurile copilăriei tale? Uh, seamănă cu amândoi. Noi am avut o copilărie mult diferită. Stăteam mult mai mult afară. Acum gadgeturile astea, nu știu, parcă le ocupă prea mult timp. Dar încercăm să ținem asta în, sub control. Care era desertul preferat al copilăriei tale? Uh, Charlotte. Cred că și-mi plăcea foarte mult Charlotte, da. Și o, o la alimentară. La, da. la alimentară. Avea bunica mea o pilă la alimentară. Doamnele care vindeau uh, carne, ce vindeau el acolo, da. uh, veneau, noi stăteam la parter și veneau uh, să le facă uh, câte un ibric cu cafea. Era nechezol, probabil. Exact. Da, și uh, în schimb uh, primeam așa, nu, nu mai stăteam câteodată la coadă și era mare lucru. Da. Primeam șarlotă uh, Chiar dacă nu mai era pe stoc, dar uite că pentru, pentru noi să găsea. Costa un leu, probabil. Nu, sau mai știu, lei. nu Nici nu mai țin minte. Știi, mi-aduc aminte de guma de mestecat, gumela. Gumela? O, știi? Da, da. Și, și telefonul cuplat? Da, da. Ce alte lucruri-ți mai amintești din copilăria ta? Asta te-am ah. întrebat acum, comparativ cu uh, anii pe care îi uh, trăiesc acum copiii noștri, până la urmă. Mai era înghețata, ambalată așa ca untu. Da, nu o știu. Mă știu. cum se chema. Polar? Polar, polar da. Polar. Răzvan polar. e, da, e da, pe da. față. <laughs> Ciocolata înghețata polar. Înghețata polar. Uh, mai era... Briefcore? Briefcore. Era o cola, dar nu mai știu. Pepsi, nu era nu Pepsi, era nu, Pepsi era, Cola? Nu, se chema Altfel. cola. Da. Sifonul așa. te duceai? Sifon, te, da. Te trimiteau părinții la, sifon. la sifoane să umpli sifoanele? Da, da. Um eu eram responsabil cu sifoanele. Ce mai duc aminte? La un moment dat a apărut și Turbo, Guma Turbo, dar mai încoace. Dar mai era una Tip, tip Tipi, Tip, Tipi, tip, tip, tip. tip. Nu mai știu cum se chema. Ah, și erau bombonele, bombonele alea. Chip. Chip. Da. chip chip Mai sunt și acum, le-am găsit. Da. Le da, 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 dar da. parcă e... nu mai au gustul ăla. Sau... No. Sunt și ceva. ascultători care ne vin în, în ajutor, iarăși a fost o întrebare, pur și simplu mi-a venit acum în minte. Pur și simplu. Este emisiunea pe care tu o realizezi în fiecare duminică. spune te tentează filmul? Mă tentează, dar mi-ar plăcea, mi -ar, mi -ar plăcea să, să joc în filme. Am tot fost la castinguri și nu, nu se leagă ceva, nu știu. Știi cum e atunci când e replic, o replică? Am citit-o și în dimineața asta pe internet când o ușă se închide, înseamnă că n-a fost pentru tine. Exact, da. da, nu mai sufăr acum, după facultate mergeam la castinguri și când aflam că nu în cel mai bun caz aflam că în cel mai multe cazuri nici măcar nu te anunță. Nu te anunță, dacă, anunță da. Da. Și Știi, imnul așa se cânte doar așa. pentru exact. primul <laughs> loc. <laughs> nu no, tot mă, timpul primești telefonul. Când când De obicei, acuma... când, când ai o, o încercare, pentru că nimeni nu e perfect, așa cum spuneam, mai apar și momente mai puțin plăcute în viață. Ce te mobilizează să o de la capăt, să mergi înainte? Păi, exact cum ai spus tu, nu a fost pentru mine. Nu a fost rolul meu și l-am pierdut. Nu, am încercat, da, merg mai departe. Greșesc dacă spun că ești un nume de succes în România? Eh, nu. Greșesc. Nu, da, cred că da. Bun, atunci dacă... Am adus în discuție, aș vrea să te, să te întreb, pentru că sunt foarte mulți tineri care termină facultatea de teatru, privată sau de stat, și care au, această, au acest schimb de a-și găsi rolul potrivit. Ce crezi că ar trebui să facă un actor tânăr ca să cunoască succesul? Păi să nu-și piardă speranța, să muncească cât mai mult, să meargă la toate castingurile posibile. Să nu rateze nimic? Să nu rateze nimic, da. Să încerce că, nu, sigur, au de învățat din orice experiență. Quick Cola ne, ne scrie. Quick Cola, <laughs> quick da. Cola ne scrie. Vera, nu facem reclamă <laughs> pentru că acest tip de băutură uh, nu, mai nu mai există. Când ai râs ultima oară cu poftă, Adi? Uh, am fost acum, uh, o, nu, acum câteva zile am fost la Londra și am văzut niște spectacole acolo și am râs cu poftă. Și nu mă așteptam, am văzut musical-uri celebre, Mizerabili, Fantoma de la operă. și, culmea, am râs la Frozen. La Frozen, a fost atât hai afară de la zăpadă. Bine, exact, a fost atât de bine făcut, m-a impresionat, am râs cu lacrimi și am plâns de emoție. A fost foarte, foarte frumos. Și mai avem un minut, dar aș vrea să știu și care este bucuria simplă pe care ți-ai permis-o în ultima perioadă. Păi, a, asta cu Londra, hai să zicem că n-a fost simplă. Sau... Nu, e simplu deloc să ajungi la Londra, da, credem. -a, a fost prima dată când am mers acolo cu copii și ne-a ne plăcut foarte mult. Dar a fost una dintre cele mai frumoase vacanțe. Și ne-am întâlnit și cu prieteni pe care nu i-am mai văzut de ceva ani și cred că asta a fost. Asta e cea mai. Cea mai simplă da. bucurie. Adrian Nour, invitat astăzi, Între prieteni, îți place? La da. radio. Da. poți -po să mai rămâi. <laughs> mai avem încă 30 de secunde ca să încheiem această, această discuție de astăzi. Îți mulțumesc pentru faptul că ai ajuns. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Și uite, mai am 15 secunde pe care ți le ofer. Păi ascultați-mă la radio în, în pur și simplu alături de Ernest Fazeca și veniți să mă vedeți la teatru, în concerte, promit să dau tot, 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 tot cea mai bun. <laughs> Sunt convinsă că așa voi face. Îți mulțumesc! Gânduri bune și mult succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc. Adrian Nouri, invitat astăzi între prieteni la Radio România Actualități.